putem vorbi de colecții nu doar în modă, ci și în designul de textile pentru casă. Aflăm imediat care sunt principalele trenduri în ceea ce privește draperiile și perdelele. Frunza de palmiere este trendul vegetal al anului, o regăsim pe toate țesăturile și obiectele decorative. Dar la fel de iubite sunt anul acesta și culorile puternice, ele dau viață încăperii. Dacă însă vorbim de un stil de viață minimalist și alert, atunci colecțiile cu motive arhitecturale, geometrice, vi se potrivesc mănușă. Îl avem alături de noi pe Ioan Pintea, marketing managerul companiei de textile pentru casă. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Spuneți-ne care sunt trendurile anului 2018 în materie de draperii și perdele. În acest an avem, ca să spun așa, mai multe trenduri în 4-5 direcții principale. O direcție importantă este o zonă de, să zic așa, color living, adică a trăi într-un mediu cât mai colorat și cât mai cu texturi și culori foarte puternice. Le avem aici în spatele nostru? Da, sunt niște culori puternice, culori care, să spun așa, umplu încăperea, gen mozaic sau, hai să spun, chiar par pictate. Desigur, există și iuniuri, care o să vă arăt mai, un pic mai încolo, diverse culori, principale culori în zona asta de color living sunt albastru și roșu în acest an și colateral, să zic secundar, este verdele. O altă direcție de trend foarte, foarte, foarte puternică în acest an este tot ce înseamnă culorile pastelate, gen pudrate, practic, culori începând de la roz, la verde pastelat, la albastru pastelat, la mentă și mai departe. În general se asociază ton sur ton pentru a crea o atmosferă de minimalism, de minimal living, de soft. Pentru a nu încărca vizual camera. Și foarte mult în asociere inclusiv cu mobilierul sau cu sofaua sau cu orice alt obiect de design din respectiva casă. O direcție, în plus, sunt câteva elemente de shiny care sunt recursive, să zic așa, în anumite în acest an. Un aspect mai fashion, să spun așa, interiorului. Observ niște luciri metalice, aurii, argintii, pe aceste draperii dau o notă luxuriantă chiar încăperii. Da, putem spune chiar și așa și cu multe dash-uri de culoare, avem mai multe culori, acest material se poate gândi în diverse, inclusiv griuri și alte lucruri. O zonă, ca să zic așa, evergreen, practic este zona de clasic, care rămâne totdeauna în trend, pentru că aduce o anumită somptuozitate în orice interior. Desigur, la noi, în acest caz, avem, să spun așa, prezentat într-un mod mai modern, cu tonuri de gri și bej pe alocuri, care se pot combina cu alte elemente de decor foarte colorate ca să le pună în valoare. Observ aici niște texturi și pattern-uri regăsite și pe brocard, de exemplu. Da, avem pattern-urile practic clasice, care, cum spuneam, sunt efectiv un evergreen. Unele dintre ele sunt, o să vă arăt la prezentarea unei colecții de acest gen, sunt, să spun așa, reinterpretate într-o manieră un pic mai, cu un finisaj mai modern. În general preferă acest tip de perdele clasice persoanele tinere sau persoanele de vârsta a doua, a treia? Există diferență în preferitele clienților noastre? Desigur, în general, clienții mai tradiționali, dar, cum spuneam, și clienții care vor un produs care sigur oferă o anumită clasă interiorului pe care vor să-l decoreze. Și cred că depinde foarte mult de tipul de casă și tipul de încăpere pe care doresc să o decoreze. Dacă e o casă clasică... Ne recomandăm
să spun așa, utilizarea acestor materiale sau perdele, draperii, culori și diverselor trenduri în funcție de dimensiunile spațiului, de tipul de mobilier și de tot stilul pe care și-l dorește clientul. Pentru un mobilier stil, cu siguranță se potrivește genul acesta de draperii. Da, dar chiar și într-un mediu foarte modern, în contrapondere, în opoziție cu acel mediu, se poate... Pentru a rupă ritmul, practic, și a aduce o tușă de nou. Exact. Următorul trend care ar fi? Cel mai uzitat sau cel mai fresh trend, să spun așa, din ultimii 2 ani. Acum, în acest an, este un pic mai, să spun, mai soft. Aș spune un trend vegetal, un trend, noi îi spunem urban green. De ce? Pentru că există o tendință ca, având în vedere viața urbană actuală, să avem nevoie de o zonă de oază, de liniște și de verde în casă. Pentru asta am propus în acest an foarte multe produse cu paternuri vegetale, frunze, palmieri, inclusiv pineapple, ananas și... Sunt multe combinații. Noi am introdus de acum 2 ani niște combinații de acest gen, chiar am fost un pic mai wild pe tema asta, am numit Jungle Folly, acele le mai avem încă în sortiment. Acele produse sunt un pic mai și mai expresive și mult mai colorate. În acest an am mers doar pe ideea de frunze simple și de verde, structura vegetală foarte bine vizibilă. Ce ne puteți spune despre textura draperiilor? Observ catifea multă, fir de catifea? Da, aici avem o combinație care propune și catifea. În acest an, apropo de Color Living, acest produs pot să spun că vine din acea zonă unde, cum spuneam, partea de oază verde, dar avem și o parte de albastru. Toate tonurile de albastru se cam regăsesc în colecțiile noastre, de la albastru marin, turcoaz, albastru navy, ink, gen cerneală sau indigo. Foarte multe tonalități de albastru se folosesc sau există în acest an ca și propunere. Și nou, catifeaua revine foarte puternic în zona de decorare și pentru că oferă acea eleganță, acea... O tușă de eleganță. Și elegant și soft și de căldură din ambientul. Și de opulență totodată, de... Da, anumite combinații. Cămin, cu adevărat. Sigur, poate să dea și ideea de opulență, dar în același timp și ideea de căldură și de chiar cozy, într-un fel. Am aflat despre trendurile anului 2018, ne îndreptăm spre următorul sector. Am ajuns la ultimul trend pe care l-avem aici exemplificat în spatele nostru. Spuneți-ne despre ce este vorba. Pe lângă trendurile de mai înainte, noi propunem oamenilor, sau în general tinerilor și oamenilor care sunt foarte îndrăzneți și trăiesc mai alert, propunem un stil, spun așa, contemporan, i-am spus chiar contemporary sens. Este minimal, este arhitectural, este geometric, este simplu în același timp și se potrivește foarte bine cu un stil de viață modern și nu neapărat nepretențios, dar mult mai lejer din punctul ăsta de vedere. În plus, anumite materiale din acest trend duc cu gândul la tot ce înseamnă reducere la simplitate, esență și în zona aceasta de plus
o zonă de geometrie care, pe lângă zona tradițională de care vorbeam mai înainte, de clasic, în România tot ce este nou prinde foarte bine și această zonă de produse foarte, cu un look foarte contemporan, funcționează foarte bine. Așadar, clujenii și românii în general sunt deschiși la nou și adoptă cu ușurință noile trenduri. Da, asta e fără doar și poate. Practic, din experiența mea în domeniu și în discuțiile și în vizionarea de la diverse, de la diversi clienți din țară și din străinătate, observ că în România mult mai ușor putem să propunem lucruri noi, culori noi, texturi noi și abordări mult mai fanteziste decât în anumite piețe consacrate. Mai am o curiozitate. Există vreo diferență între preferințele clujenilor față de locuitorii altor județe, orașe? Clujenii sunt considerați puțin cam conservatori în gusturi. Este adevărat sau ne demontați această afirmație? Sunt considerați, nu cred că mai este cazul. Poate că a fost cazul acum câțiva ani sau în ultimii ani clujenii și Clujul s-a dezvoltat într-o direcție care absorbe foarte ușor nou. În schimb, da, este o diferență destul de mare, aș putea spune, între tipurile preponderent care se vând într-o zonă sau alta a României sau într-un oraș sau altul chiar, în sud sau în est. Suntem chiar curioși dacă ne puteți da câteva exemple. În Moldova se vând foarte mult produsele clasice și tradiționale. În București vindem foarte mult acest tip de produse foarte contemporan, foarte moderne. În Cluj și în orașele mari, în general, vindem, de exemplu, sau am avut foarte mult adoptat stilul acesta de urban green, urban oasis, și, desigur, persoanele foarte tinere, mai ales doamnele, pentru că doamnele sunt clienții principali care aleg acest tip de produse, au optat anul acesta foarte mult pentru acel trend pastelat, pastel world, cum am propus noi. Spune-ne, dacă pomenesc de doamne care sunt principalii clienți. În general, femeile vin însoțite de partenerii lor în momentul în care fac alegerea finală sau domnii se bazează exclusiv pe gustul partenerilor de viață? Asta n-aș putea să spun foarte sigur. În general știu că vin singure, pentru că de obicei ele dau tonul. Noi, practic, vindem unor revânzători, noi suntem suppliers, inclusiv pentru lanțul nostru propriu de magazine de decorațiuni. În general este o alegere exclusiv feminină. Vă spuneam, practic, cred că cel puțin 60-70% din persoane care trec pragul unui asemenea magazin sunt de sex feminin. De ce am alege draperiile și nu storurile romane sau invers? Ați putea să ne lămuriți puțin când e bine să alegem un tip de acoperământ pentru ferestră și când celălalt? Asta depinde foarte mult de preferințe, depinde foarte mult de stilul de amenajare. Dacă e un stil mai modern, recomandăm rulourile romane. Dacă vrem să acoperim mult mai bine geamul și mult mai de aproape, practic, putem folosi storuri romane. Dacă vrem o cădere mai elegantă a perdelei sau a draperiei, trebuie să folosim șine, automate sau nu, care oferă o înălțime, o verticalitate mult mai, nu știu, mai plăcută în interior. Rulo roman este o soluție interesantă, modernă, dar nu are aceeași, să zic, prestanță, poate, sau vizibilitate
că nu este acel rulou roman, nu este neapărat piesa de rezistență din acel interior, dar dacă punem o draperie elegantă, somptoasă, este altceva. În cazul în care avem o fereastră foarte înaltă într-o casă pe stil vechi, țineți minte tavanele de 4 metri înălțime, ce recomandați pentru un geam foarte înalt? Aș recomanda neapărat un decor pe o galerie, nici măcar pe șine, pe galerie, pentru că într-un mediu acel gen o să arate mult mai elegant. Aici, de exemplu, apropo de, m-ați întrebat dacă se poartă, ce pot să spun că se poartă este griul și niște un design foarte modern. Griul este, ca spun așa, noul bej sau noul maroniu. Griul a devenit culoarea cea mai des utilizată ca și culoare de bază, pentru că este neutră, se potrivește cu foarte multe alte nuanțe și e, spun, mult mai elegant decât bejul, cremul sau maroniu. Așadar, griul poate să constituie un fundal foarte elegant și foarte ofertant în același timp pentru alte accente de culoare, dacă dorim. Exact. Și în același timp mă gândesc că e o variantă și mai puțin costisitoare în momentul în care dorim să redecorăm o încăpere. Câtă vreme fundalul este construit pe diverse nuanțe de gri, putem să schimbăm fața încăperii cu accente colorate fără să investim de la zero cu aranjamentul și designul interior. Da, desigur. Este foarte utilizat în ultimii 2-3 ani, cum a spus, de la pereți colorați în gri, de la tapet gri, la sofa, la perdele draperii, masă cu blat gri sau așa mai departe, pentru că oferă o eleganță și o, spuneam, poți să asociezi orice alte nuanțe puternice cu el, fără să se interfereze unul cu altul. Iar în ceea ce privește nuanțele de gri, când spui gri, sună foarte rece, dar cred că putem folosi anumiți pigmenți care să-l îndulcească, un gri cu o tentă de bej, cu o tentă de auriu, poate gri, o idee de roz. Gri argintiu, mai degrabă, gri petrol, putem să folosim un gri foarte deschis dacă nu ne plac culorile închise și ni se pare că este prea greoi. Deci nu trebuie să ne speriem deloc de nuanța aceasta. Practic putem să mergem de la griuri foarte deschise până la gri antracit, fără nicio problemă. În ceea ce privește țesăturile, se poartă culorile saturate? Sau clienții dumneavoastră aleg mai degrabă, spuneați de pasteluri, dar culori luminoase? Care credeți că este preferința pentru anul acesta? Aș spune că foarte mult au câștigat culorile acestea puternice, bold, ca să zic așa în engleză. Tocmai de aceea am propus și acel trend color living. Pastelurile au fost alese și sunt, cum am spus, este o tendință interesantă, dar au fost alese pentru interioare care s-au vrut de la început foarte soft, foarte minimale. Culorile puternice, cum spuneam, de la albastru, roșu, verde, foarte mult datorită acestui trend vegetal, a pătruns foarte mult. Aș spune că depinde de gusturi, dar e clar că viața trebuie colorată. Ce ar fi important de știut despre modelele pe care le regăsim pe țesături, pe perdele și pe draperii în cazul în care avem încăperi de mici dimensiuni? De ce să ținem cont? Evident, modele mari trebuie folosite doar în spații largi, unde repetiția lor dă o anumită imagine plăcută. Repetiția unui model mare într-un spațiu strâmt
doar vă face să pară foarte încărcat. Pentru asta propunem diverse modele și nuanțe. În general, produsele noastre au mai multe nuanțe. Cele cu modele, să spun, mai sofisticate, avem 2-3 nuanțe, 4 nuanțe principale. Iar produsele care sunt unique, care nu au model, în general se regăsesc în mult mai multe nuanțe, de la 5 până la 10-20 de nuanțe, depinde de produs, de textură și de, să spun așa, proveniența lui sau necesitatea de a avea mai multe culori. Este absolut imposibil să nu găsim ceva potrivit, având în spatele nostru atât de multe varietăți de nuanțe, culori, texturi. Observ că sunt colecții, toate sunt aranjate pe anumite colecții. Ce ne puteți spune? Da, pentru a ghida mult mai bine clientul final și chiar și clientul nostru de business to business, noi propunem, prin acele direcții de trend principale, practic în acele trenduri se regăsesc preponderent o colecție sau alta, desigur ele se întrepătrund. De exemplu, pentru Color Living propunem o colecție Axioma, care este colecția noastră, spun așa, standard, care propune produse cu tonalități foarte puternice și modele mai îndrăznețe. Cum procedați când vă calcă pragul clienții și să presupunem că sunt niște clienți puțin mai nehotărâți? Cum reușiți să le ghidați opțiunile înspre ceea ce li s-ar potrivi, să-i aduceți în direcția aceasta de la un trend anume până înspre o colecție specifică? Da, cum spuneam, noi recomandăm magazinelor din lanțul nostru de magazine, recomandăm să afle de la client, în primul rând, dimensiunea spațiului în care sunt expuse produsele, să afle preferințele lor în materie de chiar și de mobilier și de stil în general. Tocmai de aceea, colecțiile sunt pe diverse stiluri care se pot potrivi. De exemplu, avem colecția Quadra, care este, inclusiv numele spune asta, o colecție clasică, o colecție care propune design-uri clasice. Pentru clienți mai conservatori în gusturi. Tradiționali, dar și unele pattern-uri, să zic, reinterpretate, ori ca și tip de țesătură, ori ca și tușă coloristică, ori ca și model, efectiv, mai stilizat sau mai tradițional. Acestor draperii clasice li se adaugă aceste perdele de jos, așa? În orice colecție avem și perdele și draperii care se completează. Propunerea de combinare nu este neapărat din aceeași colecție. Preferabil este să fie din colecții diferite, pentru că cu un model clasic foarte plin, să zic așa, putem să folosim o perdea clasică, dar în același timp putem să folosim o perdea uni fără niciun model care pune în valoare draperia. În România, cel puțin, clienții sunt din ce în ce mai pretențioși, își doresc din ce în ce mai mult noul și acordă mult mai mare importanță decorațiunilor decât acum 5 ani, de exemplu. Deci, în acest moment, este foarte important ce culori oferi, ce motive oferi în piață. Cum spuneam, avem o clientelă relativ cunoscătoare sau clienți avizați până la urmă. Sau pretențioși, efectiv, pentru a avea ceea ce se poartă, ca să fie foarte... Haine noi pentru casa lor, până la urmă. Da. Se cumpără genul acesta de perdele, arată impresionant. Am pariat, de exemplu, pe acest model, apropo de ce spuneam, ar fi fost foarte greu să aducem 10 modele de acest gen, dar am pariat pe el și cred că și datorită culorii, cum spuneam, albastru este foarte în trend în acest moment în diverse nuanțe, a funcționat foarte bine a noastră și intenționăm să aducem două modele noi, care floarea o să fie roz pudră și peach.
piesă. Mersică. Observ și perdele cu fir metalic, seamănă cu lurexul, au un aspect foarte prețios. Da, există două tendințe în acest moment. Se caută perdele care nu sunt foarte transparente, odată, și cu un look foarte natural, deci tot ce este linen look natural are foarte mare priză în ultima vreme, în ultimii 2 ani la public. Acest aspect natural ajută foarte mult la senzația de calm, de plăcut și obturează un pic mai bine interiorul față de exterior, chiar și când avem doar perdeaua trasă. A doua tendință este acest look shiny, care, desigur, pe această mostră arată mult mai puternic, dar când este contra luminii se estompează și devine foarte plăcut, mai ales într-un interior, hai să spunem, mai pretențios, mai burghez, mai elegant. Observ și texturi naturale, foarte naturale, ceva ce seamănă cu pânza țesută a bunicii, cu inul veritabil. Exact ce spuneam, da. Este o tendință spre un look natural și mai există o tendință care, apropo de aceste trenduri, este o tendință de a avea patternuri care au o rădăcină, să zic așa, etnică, din diverse culturi. Și există în general în zona de textile o tendință pentru tot ce este handmade, manufacturat și cu un look nefinisat. Este o altă colecție aici, se numește Monograma. Cu ce are legătură? Da. De unde v-a venit ideea? Ce vrea să transmită colecția aceasta? Da, cum spuneam, Monograma provine de la ideea de monogramă, adică un pattern care se repetă repetitiv și practic toate modelele care am vrut să aibă acest element distinctiv, le-am grupat într-o colecție. Modelele sunt diverse, de la, cum ziceam, de la influențe etnice până la anumite linii puțin geometrice sau... Dar, oricum, ceea ce este evident este că modelul se repete la infinit și creează o senzație de... Odihnă pentru ochi, așa... Da, e plăcut, e... Da, odihnitor. Da. Aici trecem cumva într-o altă nuanță, într-o altă textură, o altă gamă. Da, trecem într-o zonă de simplitate, într-o zonă de produse care, să spun așa, aduc aminte de esență. Au dispărut modelele de pe draperii? Da, sunt mai uni. Este, să zic așa, așa numită tendință de în designul inspirată de designul scandinav, unde nu se folosesc foarte multe patternuri, foarte multe elemente de practic de decor, ci o culoare uni sau un pattern cât mai simplu care să pună în evidență la urmă mai forma și să pună în evidență alte elemente din interior. Noi recomandăm cu mobilier și stilul scandinav. Mult verde, multe flori, multe motive vegetale. Da, cum spuneam, fiecare colecție are niște keywords, niște inspirații, are o inspirație dintr-o anumită zonă. În acest caz avem o inspirație din zona tropicală, din zona vegetală, din tot ce înseamnă aducerea unor culori și texturi vegetale. Astea cel mai colorate sunt, cum spuneam, din colecția din
acum jumătate de an, un an. Între timp am adus ca și element de noutate produse mai simple, dar cu același pattern de jungle, de frunze de palmier, care este în acest an este peste tot, de la haine, la inclusiv decorațiuni de interior din ceramică sub această formă. Rămânem tot la natură, dar avem niște motive mai discrete aici și puțin pe alte culori, poate culorile toamnei, cafeniuri, bordouri, rozuri. Da, și nu, este o, tot în zona de vegetal și de natural, dar sau de clasic puțin, dar este o zonă, să spun așa, mai romantică. Designuri care se potrivesc foarte bine cu o natură mai visătoare. N-ar trebui să uităm de tendința modernă, de acel stil contemporan, unde noi propunem, de exemplu, o colecție stindară de acestui trend, Archiline, care, unde se regăsesc patternuri tridimensionale, în general arhitecturale, linii de diverse tipuri și tip grid, tip linii verticale și orizontale. Observ niște perdele foarte interesante, seamănă cu un năvod de pescuit. Da, seamănă, dar ele într-o combinație cu un decor foarte plin oferă o chestie diferită, un decor unic plus o perdea de acest gen poate să ofere simplitate, dar în același timp modernismul de care are nevoie cineva, un om. În general, noi am constatat că oamenii foarte foarte moderni, foarte adaptați unui stil de viață în viteză, cumpără produse din zona de design scandinav și această zonă de patternuri arhitecturale, linii drepte, geometrice, geometrie în general. În ce măsură observați că sunt receptivi clienții dumneavoastră în a identifica colecțiile și trendurile, în a merge țintit pe un anumit produs sau pe o anumită colecție? Ați reușit să, nu știu, să lucrați pe partea aceasta de educație a publicului în materie de țesături? Da, cred că am reușit prin propunerea de cataloge, prin propunerea de prin social media. Colecțiile subliniază foarte bine stilul pe care l-ar putea adopta un client în interiorul casei lui. Cum spuneam, foarte mare impact a avut acest trend vegetal, a avut foarte mare priză la public tot ce a însemnat coloristică foarte puternică și a fost mult mai ușor pentru ei să identifice produsele în magazine după ce au vizionat, să zic, online diverse patternuri, au vizionat acel fir roșu al fiecărei colecții. Deci considerați că imaginația clienților are totuși nevoie de un anumit ghidaj, poate, de acel fir roșu de care ne vorbeați prin propunerile vizuale pe care le faceți, în a vedea o imagine de ansamblu și o imagine finală a ceea ce își doresc. Noi chiar am creat inclusiv rochii care să stârnească fantezia clientelei noastre. Am făcut și un show de fashion pe tema asta. Avem în spatele nostru un manechin îmbrăcat chiar așa. Exact. Dar nu mai departe, cum vedeți aici paleta, de exemplu, aici sunt niște produse reprezentative pentru acest an, ca și culoare și ca și design.
Ele au fost toate puse în valoare de conlucrarea cu designer, cu un stilist cu care facem aceste ambiente de prezentare a fiecărui produs în parte, în așa fel încât pentru clientul final să nu rămâne decât să-și aleagă stilul propriu din varietatea de stiluri pe care le propun. Spune-ne doar dacă se poate, dacă nu este încă o surpriză, ce se mai poartă anul viitor, care ar fi următoarele trenduri, puteți lăsa să scape ceva către publicul nostru? Ce e foarte sigur că apare un element, să zic așa, de joc cu culori și cu diverse forme în care se vor transpune și pe perdele și draperii. Apare zona aceasta minimală continuă de pasteluri și așa, și apar culori noi. Aici o să fiu un pic restrictiv la a dezvălui, dar dacă acest an a fost anul albastrului și roșului, anul viitor va apărea culoarea galbenă în mai multe sau o culoare, culori derivate din galben, va apărea muștariu, ocru și ca și noutate burgundii și cărămiziu chiar. În ce măsură putem ține pasul cu toate aceste trenduri, deoarece observăm că se schimbă de la an la an? Poate e un pic cam costisitor să schimbăm întreaga învățișoară casei anual. Sigur că nu se poate schimba anual, dar anumite elemente se pot schimba, începând de la o pernă de decor într-un anumit trend care poate să ne deschidă apetitul pentru culori noi și pentru texturi noi, până la întâi o cameră, după aceea altă cameră și mai departe. Dar întotdeauna nu se știe foarte bine, mai ales în România, există o piață care se dezvoltă pe partea de construcții foarte tare și necesitatea de decorare este foarte puternică, cum spuneam la început, în ultimii 3-5 ani, nevoia de decorare cu stil este mult mai acută decât înainte. Înainte era trebuie ceva, acum trebuie ceva care să arate bine, să fie în trend și să ne reprezinte ca și stil. L-am avut alături de noi pe Ioan Pintea, marketing managerul showroom-ului de țesături de casă, textile, draperii și perdele. Până data viitoare, rămâneți cu Ancien.